Sau și m-am găsit la un nou episod din The Sims 4. După cum vedeți, am decorat puțin casa cu lucruri de Crăciun. Au băgat un update nou, un update de Crăciun și am mai încercat să filmez episodul ăsta de câteva ori. Din păcate am avut niște probleme cu Fraps, nu știu de ce. Mi-a registrat microfonul la un volum foarte mare și s-auzea distorsionat. Nu-mi dau seama din ce cauză, dar uite că am reușit să-l rezolv. Dar, din păcate, deja am decorat pe aici locația. Dar o să vă arăt ce am făcut. Am pus omuleze ăștia de zăpadă pe aici. În primul rând am pus un brad. Ăsta e cel mai important, bradul de Crăciun. Vreau să vă arăt cu bradul de Crăciun. Ai mai multe variante. Christmas. Christmas. Wall decoration sau misc. Misc. Ok, și la brad avem așa. Avem ori un brad normal, ori un brad auriu. Uitați-vă ce mișto e și ăsta. Sau mai avem un brad cu albastru și cu alb. Știți că mai sunt de astea, sunt și de cumpărat, de alea de plastic, care exact așa arată. Dar am zis că mergem cu un brad ăsta normal. Cred că e cea mai bună variantă. Am pus pereții ca să vă arăt ce am mai făcut. Am pus la fiecare gemuleț în parte o betală de asta. Nu știu exact betala asta la ce ai putea să pui în afară de geamuri. Adică mă gândesc pe pereți sau... Stai, Christmas, wall decorations. A, zice că wall decorations, adică o pui pe perete pur și simplu, probabil ceva de genul ăsta, da? Am zis că am merge să o pun la geam. Iar aici am pus niște steluțe de astea, nu steluțe, de fapt sunt de astea de zăpadă, fulgi de zăpadă. Dar nu mai merge să mai pun încolo, că am pus deja un tablou. Hai să pun tablou mai jos și hai să mai punem câteva. Ceva de genul ăsta. A, și am schimbat boxele. Vezi, boxele că au și ele niște steluțe și boxele au fost modificate. Chestiile astea, nu știu exact, mă gândeam, eu știam că astea se pun pe ușă, ceva de genul ăsta. Sau, dar văd că nu te lasă în joc să le faci, să le pui așa. Așa că le punem pe perete undeva. Am mai pus una în partea asta. Și am pus una și în baie și în dormitor. Aici va fi camera copilului. Dar eu cred că mi-a ieșit destul de bine felul în care am decorat. Ia să vedem. Da. Eu zic că e destul de fain. Astea sunt toate. Hai să vi le arăt. Deci avem aici Christmas. Și avem așa. Misc decorations. Avem astea două. Bine, și ăsta și omulețul de zăpadă putem să-i schimbăm alea. După aia avem Christmas wall decorations, astea. Mai avem audio, care e boxa. Și în sculptures, bine, încă sculptures tot omulețul. Astea sunt toate chestiile pe care le-au introdus ei de Crăciun. Eu nu sunt mulțumit pentru că e un update gratuit. Și am mai băgat, în afară de asta, am mai băgat niște pulovere. Vedeți că ei au niște pulovere de Crăciun? Le-am schimbat puloverele, o să vi le arăt imediat pe toate. Plus că au schimbat careerurile. În momentul de față avem mai multe career path-uri. Putem să mergem pe mai multe căi în unele cariere. Dar vom vedea și asta, uite aici n-am pus, am uitat să pun. Vom vedea și aia în curând. Vedem, poate putem să mai evoluăm pe max. Că știți că el a evoluat la maxim. Și mai vedem noi. Ce-i fain la luminițele astea, am impresia că și luminează. Ce puțin am văzut odată că luminau. Așa. Sunt de afară cum arată. Uite. Destul de fain. A venit Julissa la noi, în vizită. Sotul Collector. Săraca Cassandra e însărcinată. Are probleme acum. Hai să vă arăt cum arată chestiile alea. Mergem în Manage Walls. Se vede Manage Walls. Vă arăt toate modelele pentru pulovere. Îmi plac pulovere-le astea de Crăciun, sunt foarte faine. Și te bagă în spiritul ăla, în spiritul Crăciunului, când ai un pulover de ăsta cu un ren sau, eu știu, cu altceva de genul ăsta, cu un om de zăpadă. Bun, mergem aici, mergem așa și dăm Manage Household, Edit. Așa. Ei, la ăsta avem mai multe culori. Eu l-am ales pe ăsta că e roșu cu verde, sunt culorile cu Moș Crăciun și asta. Dar putem să mai pui pe albastru,
un albastru mai închis. Și bineînțeles, astea inversate. În afară de asta, îl avem pe ăsta cu iepuraș. Uitați-vă puțin ce față au iepurașii aia. Așa, și tot așa avem culori diferite. Ăsta nu prea îmi place culoarea asta. Pe albastru, parcă mai merge. Și un fel de roz, ceva vișiniu, nu știu, e ceva ori mov. Așa. Eu tot asta, tot culorile astea, roșu și cu verde, cred că merg cel mai bine de Crăciun. Și încă unul cu un ren. Asta e destul de amuzant, dar nu mi-a plăcut faptul că are chestia asta la gât. Zici că e un fel de zgardă. E ciudat. Și la fel și ăsta, în mai multe variante. Dar am zis să mergem pe primul. Și am crezut eu că arată destul de bine. Pantalonul mi-au dat, în afară de ăștia. Hai să vedem și la ea. Vezi că la ea am ales modelul cu iepurașul. Dar și la ea avem aceleași modele. L-aveam pe ăsta. Da? Tot așa cu culorile. Și să vezi cam cum îi stă. Așa. L-aveam pe ăsta cu renul. Și îl avem pe ălalalt, pe care nu știu unde e. Mărenu, omul de zăpadă și unde e mă ăla? Ăla cu iepurașii pe care l-aveam înainte. Fine, o să dau Ctrl Z și să mi-l pună automat. Așa. Eu aș pe ăsta tot așa în culori. Am impresia că verde era default-ul, dar cred că îi se potrivește cu culoarea asta. Un fel de mov cu roz combinat, cred că e faină. Iar pantalonii am setat să fie albi. Eu zic că îi se potrivește destul de bine. Hai să dăm play. O să mergem și la familia cealaltă să facem modificări. Dar în episodul de azi o să jucăm cu Mac Junior și cu Cassandra. Și de Crăciun vreau să fac un episod special. O să fie un episod mai lung și îl vom face undeva într-o zonă de asta special amenajată pentru Crăciun și pentru sărbători. Așa, ne-am întors. Să vedem, ai nevoie de energie. Iar Cassandra, ea ce are nevoie de mâncare? Avem mâncare gata făcută. A, da, și avem muzică de Crăciun. Ia uzi ce faină e. Nu cook. Avem deja. Open. Ok. Grab a serving. Și Mac Junior și tu, du-te și dă-i open și grab a serving. Hai să mâncați amândoi. Și poate vrea și Julissa, nu știu cum o chem pe ea, serve dinner. Da, dar trebuie să faci dinner ca să dai serve. Hai, gata conversația, du-te și mănâncă. Notification wall full. Ok, Julissa se duce la ea acasă. Ce faină e muzica asta de Crăciun. Faza e că am o melodie aici și o cumulc aici. E alta. Și uneori mai intră una în alta, așa e ciudat. Aha, da, sigur. E foarte mândru de el. Ar trebui să facem ceva mâncare specială de Crăciun? Cred că da. Să vedem dacă avem ceva nou. Ia dă-i tu un turn-off-ul ăsta. Sunt prea multe. Uite cât de tare e. Parcă mi-a zis pe melodia asta. Holy shit, Mac Junior. Nu mai poți de somn. Ia du-te tu și dormi, să nu cazi pe aici, săracu. Sleep. Ia te gândești la uhu. Cum poți să te gândești la uhu când nu mai ai energie deloc? Du-te și dormi, că nu mai poți. Wow, îi se vede burta, ia uitați-vă. A început să vadă, înseamnă că copilul e pe drum. Da. Copilul e pe drum, cât mai are până când vine? Third semester, trimester in 23 hours. Cred că încă vreo zi, două și
posibil să ajungă și copilul. Chiar să dăm viteză. Oricum, mie îmi place cum am decorat casa și chiar îmi place ce au adăugat în joc. Că puteau să n-adauge nimic și să zică, bă, ne pare rău sau ceva de genul ăsta. Dar uite că au adăugat chestii de Crăciun. Chiar eu, sincer, mă bucur. Așa, mai văzut ceva asta? Așa că mai băgat ceva. Candles. Astea sunt tot așa, tot așa noi de Crăciun. Să punem și niște de-astea așa pe aici. Pot să pun nimic acolo sus. Aici. Și punem și pe masă. Mi-mi plac lumânările, sunt faine. Mai sunt de la parfumate, fain. Pot să pun ceva sus? Nu, nu merge. Bine, și la astea tot așa ai diferite culori. Dar nu-mi place albastru, de asta le-am ales pe astea. De asta pot să schimb doar partea de jos. Ok. Da, și astea sunt tot noi. De ce v-ați trezit deja? Ah, energia gata deja? Face pe el săracul. Wow, ia uitați-vă cum mergem. Cum îi schimb eu? Change outfit. Everyday one. Și iar tu trebuie să te schimbi și tu în everyday one. Change outfit. Everyday one. Clean out spoiled food. Avea mâncare în buzunar? What? De ce aveai mâncare în buzunar? Vă că a scos-o din buzunar? Foarte ciudat. Doamne, cum poate să arate vasele alea? Deci cum să fie în halul ăsta de murdare? Doamne. Adică nu le lași să fie așa de murdare. Și faci, le arunci? Ha. Ok. Ruxandra mănâncă... Ruxandra, auzi, Cassandra, Ruxandra. Cassandra Goth, da. Și e fain că acum îți arată deasupra numelui. Sau nu deasupra numelui, deasupra capului. Îți arată ce e. Vezi că e adult. Înainte nu prea să dai seama. Adică unul care era teenager arăta ca adult și... De asta uneori, adică când am vorbit... când am pus-o pe Andreea să vorbească cu tipul ăla, ea era teenager și el era adult. Și nu prea mergea. Nu mă lăsa să-i pun să fie împreună. Acum e mult mai bine. Cât mai ai până vine? 15 ore. Ok, să-i dăm speed up. 15 ore. Morning sickness. Da, din păcate, așa e, da. Că e însărcinată și are probleme de genul ăsta. Dimineața este rău. Ce se aude? Cine a dat drumul la chestia asta? Cred că am pus prea multe boxe în casă. Cred că asta a fost problema. 13 ore. Ok, o să dăm un speed up ca să ajungă și copilul. Să vie și copilul de sărbători. Cred că e o idee bună. Și o să-i dau un age up la copil din prima. Nu o să-l las... Nu o să lasă să fie bebeluș, pentru că știți, țipă, plânge și tot felul. Și atunci îl facem kid din prima. Ce e chestia la televizor? What the fuck? Ok, ciudată rău de tot. Și în update-ul ăsta nou am mai băgat o chestie. Nu știu exact, trebuie să dai enable la cheat mode cumva și poți să combini două obiecte. De exemplu, să faci un televizor și să-i pui niște boxe separate sau să faci, eu știu, o rachetă combinată cu... Poți să combini două obiecte în unul și pe aia obiectul ăla va fi considerat ca un singur obiect. Nu știu exact cum funcționează. Dacă vreți, căutați change logo de la joc și vedeți exact ce am modificat. Dar interesantă ideea oricum. Hai să-mi speed up. Deep connection, ok, suntem conectați deep. Ar trebui să-i dau lui Max Junior totuși. Ia du-te tu și dă-i un flirty painting.
Este abstract painting large, mai face un abstract painting medium. Și facem un surrealism large. Cineva mi-a zis să nu mă mai chinui cu de-astea medium, că nu sunt așa de profitabile. Alea large costă mai mulți bani și îți dau mai mulți bani. Nu știu exact dacă e pe bune faza sau nu. Dar... O să vedem. Oricum el face... Uite, a făcut un masterpiece deja. Ok, tu poți să-l vinzi, să-l... Chiar e fain. 1700... Holy shit! 1700 de bănuți. O grămadă de bani a făcut pe chestia aia. Bun, tu poți să faci și tu, ori? Flirty painting, ia fă un flirty painting. Îți iese și ție un masterpiece sau... A, ce să... What? E o pisică. Și cu ce... Ok, asta nu e painting. Asta ai desenat tu acolo ceva. Deși e drăguț, dar... Cine ar cumpăra chestia asta pe bune? Și pentru câți bani? 308 bănuți pe chestia aia. Ok. Ea nu prea se pricepe. Mac Jr. deja a devenit artist, dar ea nu prea le are. Ok, după ce termina e de Silt Collector la asta, al lui Max Jr. Și vindu-o și pe asta. Silt Collector. Hai să mai facem un Confident. Și pe asta facem un Classic Large. Hai să vedem cât mai e până... Încă 4 ore până la al treilea trimestru. Nu știu exact cum funcționează. Boosting Confident și Happy plus 1. Ah, uite încă un Masterpiece. Să dăm un Salt to Art Gallery. Dăm și lui ăsta un Salt to Collector. Sper să-mi vină copilul pe aici, pe jos, prin iarbă. Să aștepte până în casă. Încă 2 ore. Ok. Încă un masterpiece, Salt to Art Gallery și Salt to Collector. O grămadă de bani facem. Ok, să ne întoarcem în casă. Set. Și acum... Third trimester in 9 minutes. 9 minute. Până la treilea trimestru. Cassandra and Max Jr. can now take family leave. Ei, că ce, să-și ia concediu că vine bebeluș? Dar oricum ei nu lucrează nicăieri, așa că... This is nearly full turn, more than ready for this case to be done. Ah, să înseamnă că o să... Ah, și nu știe exact când o să vină. Ah, interesant, nu știe, nu are o dată exactă. Și o să trebuiască să așteptăm și să vedem. Ar trebui să angajăm pe cineva. Wow, what? Au schimbat, ia uitați, arată ca un... Și poți să dai silent la telefon. Îl pui pe silent. Au schimbat telefonul, ce tare. Păi e mult mai fain așa. Ar trebui să facem household, hire a service. Scheduled maid și să vină să facă curățenie la noi. Nu e mare casa și probabil nu va costa foarte mult. S-a stricat asta. Replace. Ia uitați-vă la aia ce burtare. Să vină în curând. Eu sunt tare curios ce o să fie. Băiat sau fată? Voi ce spuneți că o să fie? Lăsați-mi în comentarii, băiat sau fată? Și ia să plătim noi facturile. Și în episodul următor probabil să aflăm. Așa. Da, și să vedem cine a avut dreptate. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. V-am arătat ce s-a întâmplat cu update-ul de Crăciun. Și în episodul următor vom vedea ce e, băiat sau fată. Și vom decora și casa celorlalți. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!